Limba română. Hello everybody, we're going to start our 24th class in learning Romanian, and in this lesson we're going to talk about parts of the body and healthy problems. Părțile corpului. Capul, ochiul, frunte, nasul, gură, ureche, părul, dintele, buză, pielea, față, gâtul, pieptul, inimă, burtă, genunchiul, palmă, degetul, piciorul, labă piciorului, talpa, umărul, spatele, cotul, brațul, coapsă, mână, gâmbă, gleznă. Părțile corpului. Capul, ochiul, frunte, nasul, gură, ureche, părul, dintele, buză, pielea, față, gâtul, pieptul, inimă, burtă, genunchiul, palmă, degetul, piciorul, labă piciorului, talpa, umărul, spatele, cotul, brațul, coapsă, mână, gâmbă, gleznă. Îngust, scurt, înalt, mare, lung, mic, lat, subțire. Îngust, scurt, înalt, mare, lung, mic, lat, subțire. Căprui, albastru, negru, palid, roșu, blond, șatân, alb. Căprui, albastru, negru, palid, roșu, blond, șatân, alb. Exercițiu pentru fecare. Stai culcată pe partea stângă. Întinde picioarele în față, astfel încât să fie perpendiculare pe restul corpului. Îndoaie piciorul în stângă până când gâmba face un unghi de 90 de grade cu coapsă. Balancează piciorul drept în sus și în jos, ținând vârfurile perfect întinse. Întoarce-te apoi pe partea dreaptă și repetă mișcarea cu piciorul stâng. Stai culcată pe partea stângă. Întinde picioarele în față, astfel încât să fie perpendiculare pe restul corpului. Îndoaie piciorul în stângă până când gâmba face un unghi de 90 de grade cu coapsă. Balancează piciorul drept în sus și în jos, ținând vârfurile perfect întinse. Întoarce-te apoi pe partea dreaptă și repetă mișcarea cu piciorul stâng. Stai în genunchi sprijinite per antebrațe. Ține spatele perfect drept și privirea înainte. Balansează piciorul drept în sus și în jos, astfel încât gâmba să facă un unghi de 90 de grade cu coapsă. Stai în genunchi sprijinite per antebrațe. Ține spatele perfect drept și privirea înainte. Balansează
piciorul drept în sus și în jos, astfel încât gâmba să facă un unghi de 90 de grade cu coapsă. Stai pe spate cu picioarele întinse și brațele pe lângă cap. Încordează abdomenul și, dintr-o singură mișcare, ridică piciorul drept și întinde brațul stâng cât de mult poți, catră piciorul ridicat. Revină la poziția inițială și schimbă brațul și piciorul. Ține în fiecare mână câte o gânteră de 1 kg pentru a întări efortul. Stai pe spate cu picioarele întinse și brațele pe lângă cap. Încordează abdomenul și, dintr-o singură mișcare, ridică piciorul drept și întinde brațul stâng cât de mult poți, catră piciorul ridicat. Revină la poziția inițială și schimbă brațul și piciorul. Ține în fiecare mână câte o gânteră de 1 kg pentru a întări efortul. Vino astăzi cu noi la film. Mergem de la 4 la capitol. Rulează un film nominalizat la Oscar. Hai și tu. După aceea mergem să bem o cafea. Cred că vine și Cristina. Discutați atunci programul de mâine. Vino astăzi cu noi la filme. Mergem de la 4 la capitol. Rulează un film nominalizat la Oscar. Hai și tu. După aceea mergem să bem o cafea. Cred că vine și Cristina. Discutați atunci programul de mâine. Dacă vreți să cumpărați fructe proaspete, mergeți în piață. Acum este foarte bogată. Este plină de verdețuri. Nu stați pe gânduri. Este simplu și foarte sănătos. Dacă vreți să cumpărați fructe proaspete, mergeți în piață. Acum este foarte bogată. Este plină de verdețuri. Nu stați pe gânduri. Este simplu și foarte sănătos. Prețurile sunt mult mai mici. Cumpără acum și nu vei regreta. 50% reducere la toate produsele din acest sezon. Oferta este limitată. Nu aștepta. Alții cumpără deja. Prețurile sunt mult mai mici. Cumpără acum și nu vei regreta. 50% reducere la toate produsele din acest sezon. Oferta este limitată. Nu așteptă. Alții cumpără deja. Clinica MediPro, bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? Bună ziua! Ioana Istodor la telefon. Aș dori o programare la ortopedie, vă rog. Mă doare glezna și este foarte umflată. Da, o clipă, vă rog. Vă putem face o programare la domnul doctor Florescu, joi la ora 14.30, sau la domnul doctor Pătrașcu, miercuri la 18.45. Clinica MediPro, bună ziua, cu ce vă putem ajuta? Bună ziua, Ioana Istodor la telefon. Aș dori o programare la ortopedie, vă rog. Mă doare glezna și este foarte umflată. Da, o clipă, vă rog. Vă putem face o programare la domnul doctor Florescu, joi la 14.30, sau la domnul doctor Pătrașcu, miercuri la 18.45. Îmi convine miercuri seara. Da, vă notez. Ioana Istodor, ortopedie. Doctor Pătrașcu, miercuri 18.45. Vă mulțumesc, la revedere. La revedere! Îmi convine miercuri seară. Da, vă notez. Ioana Istodor, ortopedie, doctor Pătrașcu, miercuri 18.45. Vă mulțumesc. La revedere. La revedere.
Bună ziua, mă numesc Ioana Istodor. Am o programare la domnul doctor Pătrașcu la 18.45. Bună ziua, luați loc, vă rog. Domnul doctor este liber imediat. Doamna Istodor, poftiți, intrați! Bună ziua, mă doare glezna și după cum puteți vedea este foarte umflată. Fac mult sport și cred că am călcat greșit. Bună ziua, mă numesc Ioana Istodor. Am o programare la domnul doctor Pătrașcu la 18.45. Bună ziua, luați loc, vă rog, domnul doctor este liber imediat. Doamnă Istodor, poftiți, intrați. Bună ziua, mă doare glezna și, după cum puteți vedea, este foarte umflată. Fac mult sport și cred că am calcat greșit. Da, aveți o întorsă. Nu este fracturat nimic, doar părțile moi din jurul articulației sunt afectate. În cazul fracturii, durerea ar fi insuportabilă. Trebuie să stați câteva zile în repaus relativ la pat. Este recomandabil să nu călcați pe picior și să masați ușor glezna cu un unguent. Aici aveți o rețetă. Găsiți gelul la farmacie. Folosiți-l de două ori pe zi. Da, aveți o întorsă. Nu este fracturat nimic, doar părțile moi din jurul articulației sunt afectate. În cazul fracturii, durerea ar fi insuportabilă. Trebuie să stați câteva zile în repaus relativ la pat. Este recomandabil să nu culcați pe picior și să masați ușor glezna cu un unguent. Aici aveți o rețetă. Găsiți gelul la farmacie. Folosiți-l de două ori pe zi. Da, mulțumesc! Cam câte zile credeți că durează până pot să merg din nou la sport? Dacă nu solicitați piciorul, cam 7-10 zile. Puneți-l puțin mai sus, în poziție de clivă, pe o pernă. Mai faceți o programare la asistentă peste 4 zile, ca să vedem cum a evoluat. Mulțumesc! La revedere! La revedere și în sănătoșire grabnic! Da, mulțumesc! Cam câte zile credeți că durează până pot să merg din nou la sport? Dacă nu solicitați piciorul, cam 7-10 zile, puneți-l puțin mai sus, în poziție de clivă pe o pernă. Mai faceți o programare la asistentă peste 4 zile, ca să vedem cum a evoluat. Mulțumesc, la revedere! La revedere și în sănătoșire grabnică! Okay, thank you so much for watching this video. La revedere!